vedea pe una din reprezentantele Chinei la acest aparat, Li Xehong. Înainte, acea împușcăcioară despre care ați mai auzit cu siguranță în transmisiunile noastre. Reprezentantele Chinei sunt foarte bune la acest aparat. Excelentă aterizare! S-a lipsit de cei 10 centimetri ai vârstei. Și acum elementele în apropierea bârnei, obligatorii. Se pregătește de coborâre. Dublu salt înapoi grupat cu un pas înapoi la aterizare, un exercițiu valoros. A fost cea mai bună execuție de până acum. Micuța gimnastă din China are un genunchi bandajat, la celălalt are o vânătaie de toată.